unul dintre cele mai performante aparate de măsurare a vitezei. Acest pistol, cum îi spuneți dumneavoastră, este de fapt un cinemometru de rutier, de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor, care emite o undă laser, undă ce nu poate fi detectată de niciun alt aparat de detectare radar. Noul radar poate înregistra simultan mai multe viteze ale mai multor mașini, chiar și motociclete, greu de înregistrat cu aparatele convenționale. Radarul este foarte util, pentru că vă dau un exemplu, vin 10 mașini, autovehiculul țintă este individualizat, se vede și pe filmare sub formă unei ținte, deci în cazul unei eventuale contestații, nu văd cum ar putea să spună că este un alt autovehicul în condițiile în care unda laser este pe el. Aparatul are un laser integrat cu o cameră digitală de înaltă performanță, ceea ce face din TrueCam cel mai performant aparat de măsurare a vitezei disponibil astăzi. Se poate vizualiza în sistem HD și în afară de numărul de înmatriculare se poate vedea conducătorul auto foarte bine, în sensul că putem vedea dacă acesta poartă centura de siguranță, dacă vorbește la telefon în timpul mersului sau dacă are alte preocupări în timpul mersului. Aparatul poate filma pe timp de ceață, pe timp de ploaie, pe timp de ninsoare, în condiții optime. Acest radar detectează viteza de la 1200 de metri și mai mult de atât detectează orice sistem antiradar pe care un șofer l-ar putea deține în autoturism, în sensul că emite o undă care ne anunță că respectivul autovehicul are în dotare un antiradar, fapt pentru care se va proceda la oprirea conducătorului auto, căruia îi se va reține antiradarul pentru că este interzis prin lege. Fiind mobil, se poate filma de pe pasarele, din afara părții carosabile sau din orice alt loc din care cu aparatele vechi nu era posibil. Poliția rutieră acționează și cu autospeciale neinscripționate, desigur. Referitor la conducătorii auto, aceștia se pot vizualiza foarte bine în format HD. Fizionomia conducătorilor auto, văzându-se foarte bine, nu ar putea spune că a fost o altă persoană, pentru că nu ar corespunde filmarea respectivă.